Doamne ajută, Părinte Vasile! Doamne ajută și bine ați revenit la noi! Vă mulțumim pentru că ne-ați primit! Cu toată dragostea! Ne apropiem de sărbătoarea Învierii. Da. Și vrem să vedem cum preparați dumneavoastră bucatele pentru această sărbătoare. În primul rând, pregătim cele care sunt cu o semnificație foarte, foarte adâncă și care nu trebuie să lipsească de pe masa nimănui în această perioadă a Sfintelor Sărbători de Paști, Pască, drob, nu în ultimul rând, ouăle roșii. Ceea ce vă vom prezenta acum sunt ouă roșii, roșite natural. Sunt două metode, cel puțin eu pe acestea le cunosc, principale. Una este cu foi de ceapă. Ideal ar fi să folosească ceapă roșie în proporție mai mare decât ceapă galbenă, pentru a obține o culoare mai vie, mai aprinsă. Iar cea de-a doua variantă este a folosi efectiv sfeclă roșie împreună cu frunză de ceapă galbenă. Eu n-am avut suficientă ceapă roșie la dispoziție și atunci am optat pentru cea de-a doua variantă, pentru cea cu sfeclă și frunza de ceapă. Drept urmare, am așezat deja pe fundul acestei crătiți sfecla tăiată rondele. Acum voi adăuga ceapa. În același timp ea ne ține și loc de protecție, ca ouăle să nu se spargă între ele atunci când fierb. Voi lua o mână generoasă de foi de ceapă, pe care o voi repartiza uniform, urmând ca peste aceasta să adăugăm ouăle. Acum, ceea ce vom face va fi să degresăm ouăle în prealabil. Am aici oțet. Le voi lăsa aproximativ 30 de secunde în oțet, după care le voi șterge. Cu această ocazie se va lua și data de valabilitate de pe ouă. Altă variantă este efectiv a le spăla cu apă și puțin săpun. Este un obicei creștin sau l-am preluat? A existat cu mult înainte de Hristos, de aceea este atât de prezent și în tradiția populară. Este un lucru care s-a transmis generație în generație până și în ziua de astăzi. Oamenii obișnuiesc, mai ales la sate, dimineața duminicii de Paști să se spele pe față cu apă de la izvor sau de la fântână, apă proaspătă, în care se pune un ou roșu. Deci se acordă un caracter sacru. De asemenea, ouăle care sunt consumate, de la acestea se strânge coaja care se pune în brazdele săranilor pentru a aduce rod îmbelșugat. Ce reprezintă oul roșu? Oul reprezintă jertfa Mântuitorului nostru Iisus Hristos. Reprezintă moartea și învierea sau învierea lui prin asumarea morții pe cruce. Oul în sine conține semnificația vieții, iar culoarea roșie ne trimite cu gândul la sângele vărsat de Mântuitorul nostru pe cruce. Asemenea, bobului de grâu care nu putrezește și nu moare mai întâi, nu ajunge să încolțească, tot așa și jertfa răscumpărătoare a Mântuitorului nu ar fi culminat cu învierea sa din morți dacă nu ar fi trecut mai întâi prin moarte. De aceea, oul are un simbol, poate chiar cel mai profund dintre toate celelalte, și de aceea este atât de prezent în tradiția populară. La sate s-au folosit și se folosesc încă foarte mult culorile naturale extrase din diferite plante. Acestea au fost transmise în generație în generație cu sfințenie. Și este un obicei foarte frumos, este un obicei plin de simbolism, care este îmbrăcat sub veșmântul acesta al legendei, am putea spune. Și așa cum noi le-am primit de la înaintașii noștri, tot așa avem datoria de le transmite mai departe generațiilor care vin după noi. Este o datorie să facem lucrul acesta. De aceea și vopsirea ouălor în alte culori nu este de dorit, pentru că se diluează acest simbolism și nu mai înțelegem originea lor. Este un aspect foarte important, să știți. Poate mulți dintre noi nu dăm seama de acest lucru. Cu cât conștientizăm mai mult aceste înțelesuri, cu atât ne vom bucura mai intens de spiritul sărbătorilor și de bucuria care le însoțește. De asemenea, oul, să știți, este întâlnit și în cadrul bisericii, mai exact la candelabrele care sunt așezate în naosul bisericii. Se găsesc acele ouă de struț care împodobesc candelabrele.
Se găsesc la toate mănăstirile din Sfântul Munte Athos, dar de asemenea și în majoritatea mănăstirilor din România și unele biserici. Nu face excepție nici mănăstirea Putna și noi avem același tip de candelabru cu ole de struț care îl împodobesc. Și de asemenea întâlnim oul în iconografie. De exemplu, Sfânta Maria Magdalena apare înaintea lui Pilat cu un ou roșu în mână. Ca să vedeți cât de extins este acest înțeles al oului, această semnificație adâncă, pe care îl găsim încă de la începuturile creștinismului. Când vopsim ouăle? Ouăle vopsim cu câteva zile înainte de Sfintele Paști, urmând a fi consumate în toată perioada care urmează după, iar ultima dată când se vopsesc ouăle roșii este la înălțare. Când începem să le consumăm? Păi le consumăm începând cu ziua învierii, dar nu mai devreme de a le aduce împreună cu celelalte bucate, de unde nu trebuie să lipsească pasca și cozonacul, din coșurile care sunt aduse de credincioși pentru ca preoții să le binecuvinteze. După aceea fiecare pleacă la casa lui cu acele coșuri frumos împodobite și de asemenea cu bucuria în inimă și se duc să transmită mai departe și să se bucure împreună cu cei dragi de bucatele pe care le-au adus la biserică. În toată această perioadă pascală, noi obișnuim să ne salutăm cu Hristos a înviat. Aceste cuvinte, care pe cât sunt de simple, pe atât sunt de adânci și de lucrătoare în inima omului, pe ne trimit cu mintea imediat la Mântuitorul Hristos, sunt cele pe care le întâlnim și atunci când ciocnim ouăle roșii și cel care ciocnește spune Hristos a înviat, iar celălalt răspunde cu adevărat a înviat. În același timp, asta este o mărturisire a credinței noastre. Este poate cel mai la îndemână mod de a pune în practică acest simbolism al oului. Este la îndemână oricui, de aceea și cei mici și cei mari, știu să se salute cu acest salut pascal, Hristos a înviat, sau să răspundă la acest salut pascal cu adevărat a înviat. Am terminat etapa aceasta de grăsări ouăler. Acum le vom așeza în cratiță, pe unele vom așeza direct, iar pe altele le vom decora cu niște frunzulițe de pătrunjel sau de mărar. Pentru aceasta avem nevoie de o bucată de ciorap, luăm câte o frunzuliță, o înmuiem în apă și apoi o aplicăm pe fața oului cu fața rămurării de pătrunjel lipită pe ou. Cam așa arată și acum îl voi introduce în ciorap. Dacă este nevoie, mai așezăm puțin. Bucovina este una dintre zonele în care, prin excelență, se practică încondeierea ouălor mai ales. Este o adevărată artă a încondeierii ouălor și nu numai atâta, este un simbolism foarte, foarte adânc pentru că acele forme geometrice care se folosesc la încondeierea lor au fiecare semnificația lor. Deci nu este un lucru pur întâmplător, ci cei care fac aceasta știu foarte bine ce semnifică acele linii sau modele pe care le folosesc în ornarea ouălor. Unul dintre ele este deja gata. Îl voi lua pe următorul. Voi folosi o frunzuliță de mărar acum. La fel o voi uda. O voi pune pe ou cu aceeași față lipită pe ou. Fața frunzuliței să fie deasupra oului. Trebuie să căutăm să o așezăm cât mai bine ca să iasă cât mai frumoasă această formă a frunzei. Se poate folosi pătrunjelul, mărarul, leușteanul. Ce avem la îndemână? Din nou îl vom pune în ciorap. Am tăiat partea aceasta de în exces a ciorapului și acum vom așeza o ouăle în cratiță. Vom mai adăuga frunze de ceapă care le va menține cât să nu se ciocnească între ele. După cum vedeți, se folosește doar foița aceasta exterioară fină a cepei. Așa.
și uscată. Vom adăuga sarea. Sunt 3 lingurițe de sare aici. Oțetul. Sunt aproximativ 50 de mililitri de oțet. După ce am pus sarea și oțetul, adăugăm apa, cât ouăle să fie acoperite. Și acum le vom pune pe aragaz la fiert. Timpul care îl vom aloca fierberii ouălor este în jur de 10-15 minute, dacă vrem niște ouă mai tari, din momentul în care apa începe să fiarbă. Așa, ouăle au fiert. Uitați nuanța care a ieșit. Când timpul de fierbere se scurge, da, e necesar să mai rămână ouăle, da, în această apă? De preferat să mai rămână până când se răcește apa, sau măcar o oră, pentru că culoarea se va intensifica. Pentru a le scoate, mai întâi voi lua coaja de ceapă de deasupra, să avem mai ușor acces la ele. Aceasta ne-a ajutat ca să nu se ciocnească între ele în timpul fierberii. Și le vom scoate unul câte unul. Acum le vom lăsa să se răcească puțin și după aceea le vom da cu ulei pentru strălucire. Voi tăia ciorapul, acestea care sunt decorate cu frunză de pătrunjel sau mărar și uitați modelul. Aici avem unul decorat cu frunzuliță de mărar. Următorul pas este să le dăm cu ulei. Folosesc ulei de floarea soarelui. Voi imbiba această hârtie și una fiecare o în parte. Le va da un plus de strălucire. Această metodă de a le vopsi natural se poate face foarte ușor acasă, de către fiecare familie în parte, având în vedere că numărul de ouă este unul destul de limitat totuși. Noi la mănăstire facem câteva mii de ouă vopsite, pentru că nu facem doar pentru noi, facem pentru toți cei care calcă pragul acestei mănăstiri. Și atunci este mult mai greu ca să le vopsești natural cu ingrediente naturale. De aceea apelăm și la coloranți. Dar pentru cei care au posibilitatea să și le facă acasă, este un lucru foarte, foarte bun. Pe lângă faptul că este natural, este un lucru care îți aduce și foarte multă plăcere în același timp, mai ales această perioadă a Sfintelor Sărbători. Este una dintre îndelănicirile gospodinelor, am putea spune. Manifestăm bucuria așteptării învierii Domnului? Da, sigur că da. Le facem, dar deocamdată nu ne atingem de ele. Așteptăm sărbătoarea învierii Domnului și de-abia după aceea, după ce ne-am spovedit, ne-am împărtășit cu Sfintele Taine, deci le-am împlinit pe cele de natură duhovnicească, după aceea ne înfruntăm și de bucatele care sunt, pentru ca bucuria să fie deplină. Următorul pas este să urnăm acest coș cu ouă. Pentru aceasta am luat niște grâu de pe ogorul mănăstirii, pe care l-am spălat bine, l-am scurs, l-am tamponat și pe acest fundal vom așeza ouăle proaspăt vopsite. De la apus și de la miază noapte.
Și iată, așa arată ouăle noastre. Cu această ocazie a vopsirii ouălor roșii, trebuie să nu uităm simbolismul lor, simbolismul adânc, profund, care duce cu mintea la jertfa și învierea Mântuitorului nostru Iisus Hristos. Și așa cum El a asumat această jertfă pentru noi, tot așa, să asumăm și noi suferința și tot ceea ce Dumnezeu îngăduie în viața noastră, pentru că doar așa vom ajunge și noi la bucuria învierii. Și cu această ocazie dorim tuturor celor care ne văd și ne ascultă un Paște binecuvântat, cu multă bucurie în suflet și ca binecuvântarea sărbătorilor sfinte să vină în familia fiecăruia dintre ei. Pentru tine ne-am botezat și pe tine bine te cuvântăm pentru toți vecii. Mulțumim ție, Hristoase, Dumnezeul nostru, că ne-ai săturat pe noi de bunătățile tale cele pământești.